Cei care s-au născut în zodia gemenilor vor avea în prima parte a zilei de 11 ianuarie preocupări curente, firești, legate de bani, cheltuieli, taxe, încasări, eventual. Mai importantă în această perioadă pare să fie însă rezonanța evenimentelor care privesc Casa opta, adică discuții și evenimente, întâlniri, decizii care privesc bunuri sau legate, donații, moșteniri, procese, transferuri, beneficii, și care vor fi în continuare blocate de foarte multe premize. Principalele aspecte sunt cele legale, juridice, secundar cele economice și peste toate acestea patronează o anume chestiune de autoritate de care trebuie să țină seama. Poate să fie autoritatea unor rude în vârstă, legitimitatea unor premize, unor inițiative, sau nevoia de a se supune, de a asculta ceea ce indică textul de lege sau reprezentanții unor uh, instituții rostesc, hotărâs, decid pentru cauza lor. Între 11 ianuarie după ora 14 și 13 ianuarie după amiaza, moment în care cei născuți în Zodia Gemenilor vor să fie importanți, vor să fie ascultați, vor să spună lucruri demne de interes, vor să se remarce printr-o atitudine curajoasă, demnă, hotărâtă sau chiar tăioasă și radicală nu le va fi tuturor ușor pentru că unele persoane vor trebui să se deghizeze în personaje de tipul mână forte. Costa nu te pui când zice ăsta așa, așa rămâne. Ceea ce pentru ei care sunt drăguți, simpatici, veseli și mai puțin rigizi, este greu să intre în pielea unui astfel de personaj. Trebuie să fie relativ cabotini ca să joace acest rol străin structurilor în general. Dar nu mi-e frică cu cei născuți în zodia gemenilor pentru că unora le iese foarte bine. Adică stai și te miri și te întrebi chiar e geamăn văzând cât de abrupt gândește și în ce fel decide sau tranșează o situație. Între 13 ianuarie după ora 16 și 15 ianuarie, după amiața, preocupări mai ales administrative, gospodărești, banale, plictisitoare și enervante, care nu fac farmecul vieții de fiecare zi, ba chiar fac chinul vieții de fiecare zi. Probleme iarăși curente și ostenitoare, dacă este vorba de asistența sau asistarea unor rude, în principal părinți, care sunt în nevoie, sunt bolnavi, sunt bătrâni, sunt suferinți, sunt în incapacitate de a-și desfășura în mod normal viața și activitatea. Între 15 ianuarie, după ora 18 și 17 ianuarie, moment bun, plăcut, vesel, degajat, agreabil. În plan afectiv, relațional, nota generală trăită, resimțită sau dorită de către gemeni este cea a destinderii, a detașării de factorii de stres, a decuplării de la obligațiile profesionale sau îndatoririle de orice alt tip, sociale, economice, familiale. Să nu mai știe de nimeni și nimic decât de distracția lor, plăcerea lor, să uite de toate, să se cufunde în activități care nici să nu-i solicite prea tare și să-i obosească, că și asta e o problemă vor să râdă cu măsură, să petreacă, să zicem, cu măsură, în așa fel încât să nu-și strice echilibrul organic. Destul de multă neseriozitate sau instabilitate afectivă, nu toată lumea e foarte corectă și nu toată lumea este mânată de dorința de a fi un partener afectiv foarte riguros și foarte serios. Un strop de neseriozitate, vor spune ei, face farmecul vieții de fiecare zi sau al unei seri și atunci sigur că aventura plutește în aer, cochetăria, în fine, luați la rost, vor spune că e ceva nevinovat, tipic pentru gemeni. Acum problema nu e cât e de vinovat sau nu, sigur, însă curiozitatea e mare, plăcerea e mare, tentația e mare și dorința de a răspunde acestor. Delicate, delicii, este uriașă, mai ales dacă avem de-a face cu personaje tinere, adolescentine. Moment bun pentru cei care desfășoară activități artistice, mai ales în ipostaze scenice, adică cântă sau interpretează un rol, nu e vorba de dans, și care evoluează în fața unui public. Nu-i vorba de filmări sau transmisii sau înregistrări, cu atât mai puțin de repetiții, este vorba de spectacole care se desfășoară în prezența publicului, în fața publicului, fără niciun artificiu tehnic sau scenic sau regizoral. Și atunci, sigur că trebuie să se concentreze asupra prestației lor artistice ca să fie cât mai bună cât mai performantă, cât mai valoroasă. În ziua de 13 ianuarie planeta Venus va începe să transiteze pentru trei săptămâni, sectorul carieră. Așa pe hârtie ar trebui să fie vorba de succes, sau de noroc, sau de ipostaze favorabile, pentru imagine, notorietate, câștigarea bunăvoinței publicului, a unui premiu, depășirea unui obstacol profesional. Așa, pe locul 4-5 puteți spune și un salt profesional, numirea într-o funcție sau înțărcinarea lor în chip special. O datorire, o responsabilitate care contează cât o promovare. E semn că li se acordă încredere, respect și că există un orizont important de așteptare în ceea ce îi privește din partea unor persoane care și-au pus nădejdea că îi pot să ducă respectiva sarcină la bun sfârșit. Începând cu 16 ianuarie, Mercur va intra în casa a noua și le va da multe idei novatoare, multă dorință de schimbare. Îi va împinge de la spate, mai ales pe cei tineri, adolescenți, să facă tot felul de lucruri până la un punct utile, să se decidă cu privire la o chestiune profesională, școlarizare, mod de lucru, gândire, abordare a unei meserii. Apoi este vorba de un mod de viață, care pentru unii poate că a fost mai dezordonat, mai haotic, mai puțin cristalizat. Acum vor să facă niște lucruri speciale, noi, poate extravagante, dar care să le dea satisfacție, să-i mobilizeze, să-i motiveze, să entuziasmeze și, în principal, să nu îi plictisească. Mercur poate să le dea tuturor celorlalți, mai în vârstă, maturi, dorință de progres prin cunoaștere, prin lectură, prin studiu, noroc, mai ales pe fondul unor activități socioprofesionale de tip modern, la informații de care aveau nevoie sau vor avea nevoie în, în timpul cel mai scurt în activitatea lor profesională. Și atunci este vorba de schimb de experiență, conferințe, demonstrații practice, activități în care ei înșiși să depună un efort de ridicarea nivelului de gândire, de înțelegere, o practică modernă și adecvată în așa fel încât să nu fie bun doar când e vorba de hârtii și rezoluții, ci și de o activitate desfășurată în mod concret, tehnic poate, ori o activitate în care ei trebuie să se integreze ca ființă umană, să se integreze într-un grup de studiu, de lucru, să învețe valoarea și funcția ierarhiei, ascultării, executării, a dialogului, a colegialității, dar și lecția propriei afirmări printre aceste hățișuri și îngrădiri.